O să încercăm să eliminăm acum un element din listă folosind un request de tip delete. Pentru asta o să trebuiască să ne folosim de cuvântul cheie delete, apoi de o metodă în interiorul căreia să stabilim regulile. O să creăm un nou array, field, o să zicem noi filter de array. O să încercăm să ștergem acest element din listă folosind o metodă simplă. Practic o să filtrăm lista noastră și o să păstrăm doar elementele care nu au acest ID. O să facem felul următor: x arrow key function x.id not equals request.params.bookid. Ok, observați că ne folosim de BookID-ul pe care o să-l dăm noi ca argument în momentul în care vrem să apelăm acest request de tip delete. Și ca să fim on the safe side, haideți să încercăm și să afișăm clientului, mă rog, utilizatorului, un mesaj la final: BookWithID. Și aici o să dăm din nou request.params.bookID has been removed. Removed. Putem chiar să mergem și în consolă și să afișăm filter list, filter array-ul nostru. Salvăm, repornim serverul, ne ducem în Postman și trebuie să avem grijă, da, să folosim tipul potrivit de request, deci trebuie să fie un request de tip delete, nu get, da, sau post sau orice altceva, delete, exact așa cum am stabilit regula la început. HTTP localhost 3000 slash API slash books și să avem grijă să menționăm și ID-ul cărții pe care vrem să o ștergem. Și în momentul în care rulăm, o să vedem că a primit mesajul ăsta, că această carte a fost ștersă, a primit răspunsul și în Postman, dar în același timp putem să vedem și în consolă că lista noastră de cărți, în momentul de față, mai conține doar două cărți și atât.